Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Cafenelei Culturale. Astăzi am deosebită plăcere să îl am alături de mine, lângă mine, pe Doru Octavian Dumitru. Bine ați venit la Cafeneaua Culturală, la televiziunea Arad. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat bine, invitația mea. Iată că am reușit... Eu nu sunt cu cafele, sunt cu ceaiurile, dar e regulă. Adică... Iată că într-un final am reușit să ne potrivim, să ne întâlnim. Exact. Sigur, da. Trebuie. Cum vi s-a părut la Arad? Aș vrea să vă întreb asta, pentru că ați spus ceva la începutul spectacolului ce nu cred că știa multă lume. Eu am crezut că știu. Nu. Da. Că... O să vă las pe dumneavoastră să ne povestiți. Că m-am născut la Arad. Sigur. Exact. Da. Am simțit nevoia să le spun că m-am născut la Arad, pentru că de câte ori vine în Arad, am așa un sentiment special. Și în mod special la teatru. La teatru așa e o atmosferă mai prețioasă, mai... Da, m-am născut la Arad și sunt foarte mândru de orașul Arad, care este până la urmă orașul meu, dacă stau și mă gândesc. Eu peste tot pe unde merg în lume, ei se uită și spun born in Arad. Oh, născut la Arad, da. De multe ori chiar îi întreb pe oameni, dar știți ce? Nu, dar am văzut că scrie Arad. A-R-A-D. Scrie în toate formele, toate pașapoarte. Adică toate pașapoarte când s-au expirat, normal că... Da, a fost un public, după părerea mea, special, ca și cum au venit neamurile mele la spectacol. Sau au reacționat foarte frumos, surprinzător, adică surprinzător în general față de celălalt public. Ei au prins toate și au înțeles. Asta este restul de public care urmează să se evacueze. A venit poliția ca să-i mai împrăștie. Deci a fost un public bun și receptiv. Receptiv și m-a simțit foarte bine. Cred că am depășit puțin limita mea. Am sărit de 2 ore, nu? Aproape 2 ore jumătate. Wow! 2 ore 20, cam, da. 2 ore 20? Wow. Dar publicul a fost foarte receptiv și s-a simțit foarte bine. 40. Da, wow, n-am vrut, dar mă rog. Sunt periculos când e vorba de vorbit, sunt periculos. Nu mă mai opresc așa încât, da. Băi, am un ceas totuși pe scenă care îmi spune stop. Spuneam că v-ați născut în Arad, aș vrea să facem o trecere în revistă a ce s-a întâmplat din copilăria dumneavoastră până în momentul acesta, unde ați ajuns acum. Păi, eu trăiesc încă în copilăria mea. Sunt în Arad, de nu s-a schimbat absolut nimic. Nu știu ce să vă zic. Nu am simțit, colindând foarte mult, nu am simțit schimbări. Aș putea să spun că mă simt oriunde bine. Adică, sau mai corect spus, mă simt oriunde indiferent. Adică, nu indiferent de tot, dar... Sigur că sunt locuri unde mă simt mai bine, sunt locuri unde mă simt mai puțin bine, dar în Arad mă simt, da, ca la mine acasă. Adică am plecat de mic de aici, dar știu, adică sunt familiare locurile, mă surprinde. Copilăria este o parte a omului care poate să dureze de la început până la sfârșit, poate să fie un copil, sau poate să termine la început, sau poate să reapară la sfârșit, să fii mai copil la sfârșit decât ai fost la început. Despre viața mea, de când m-am născut până acum, m-am spus. Cum a fost? Știu că ați terminat facultatea de instalații. Da. Cum așa? Toată am terminat. Toată. Cum așa? Că nu văd nicio legătură cu cariera pe care o aveți acum. Am făcut liceu. Sau poate este o legătură, nu știu. Am făcut liceu industrial, secția instalații, 5 ani și după aceea am făcut facultatea. 5 ani. A fost 10 ani de instalații și am mai fost încă vreo 2 ani lucrați, că așa trebuia să lucrez stagiatură, cum se spunea. Era de 2 ani. Deci, practic, am fost 12 ani instalator, cum ar veni. Dar mintea mea a fost în altă parte. Nu. Și în facultate. Eu făceam... am scris o piesă de teatru, am făcut o brigadă. De fapt, nu a fost o brigadă, a fost o revistă. Mi-aduc aminte că a fost o revistă. Revista Facultății de Instalații. Revista Institutului de Construcții, până la urmă, că da. Dacă unul singur făcea treaba asta, hai să... Am fost foarte legat de mic de partea artistică, fără să o pot explica.
fără să pot să spun ce anume. Mi-a plăcut gluma de mic aici în maternitate, pe semne că atunci când a trecut umorul, am luat o gură de umor, că prima gură a fost de umor și așa am rămas comic de Arad. Când ați spune că a început cu adevărat cariera dumneavoastră în stand-up, pentru că știu că ați fost primul actor de comedie, să-i spunem așa, din România, care a făcut stand-up. Acum face toată lumea stand-up. De mâine o să înceapă. Da, nu știu ce să zic dacă am fost primul, dar am fost cel care a fost conștient de stand-up. 1992, cu mașina de râs, după ce mă încărcasem în Canada, mă încărcasem de comedie, dorința mea asta a și fost, de fapt, ca să mă încarc și am descoperit ideea unui spectacol pe care poate să-l facă un singur om. Pe vremea când eu am început, în România nu se făcea spectacol de comedie de unul singur, dar nici nu credeau ei. Ca dovadă că eu am început cu balet, cu soliști, că la un moment dat eu dansam, eu cântam. Nu. Da, pentru mine a fost un fel de exprimare liberă a felului meu de a fi. Doream să vorbesc, acum nu prea, dar și doream să vorbesc foarte mult și mi-am văzusem pe Florin Piersic în țară, care vorbea, era storyteller, și îl văzusem pe Tudor Gheorghe, care era cu o cobză, care își făcea singur show, mi-aduc aminte, pe Litoral era. Și după aceea am văzut în America pe One Man Show, de comedie. Și atunci am zis, dom'le, ce-ar fi dacă am studiat, și asta a fost prima fază. Prima fază a fost studierea artiștilor lor, mari comici ai lumii, și apoi, cu toate că eu cred că există comici mari, fiecare popor poate să aibă un comic mare care să fie foarte bun. Vedeți, în Franța, în Anglia, în Italia, Roberto Benigni, care a făcut La Vita e Bella, un mare comedian. Deci, practic, fiecare popor are comicii lui mari, care sunt mari comici ai lumii, zic eu, numai că în America sunt cei care sunt expuși datorită Hollywoodului. Și, da, asta e. Când ai o industrie mare, acolo de-aia se și numește showbiz, pentru că sunt bani băgați. Dar și e un business. Și banul există, are el o mentalitate. Banul să face bani. Și în limba română se zice banul la ban trage. Adică pui o țintă ban și banul trage. Dar trage în alt ban, ca să se ducă mai încolo. De ce este, spuneați și în spectacol și am mai văzut și în alte interviuri de ale dumneavoastră, că râsul este foarte important, că noi suntem niște oameni triști, de fapt, și râsul este foarte important. De ce credeți că oamenii au uitat, eu așa văd, în ultima perioadă, că oamenii cumva au uitat să râdă, să se bucure? Păi dacă suntem oameni triști, stăm cu tristețea. Noi ne uităm la râs ca la ceva nou. Ce e ăla? Râsul. Și nu-mi face rău că văd că se depărtează. Tristețe aici. Râsul se duce la urechi. Ce faci, măi? Ce e ăsta? Pleacă buzele, se atârnă de urechi. Da, cred că... Și cred. Între timp am apucat și am și studiat o mulțime de documente și de cărți despre umor, despre... avem filozofi, avem medici, psihiatri care s-au ocupat de râs, care au scris despre râs. Râsul face parte din om, la nivelul la care omul este mai sus decât el. Eu cred că e o comunicare superioară, râsul. De fapt, în momentul în care vorbești cu cineva și poți să-ți permiți, fără să fii ironic, să ții în glume cu persoana respectivă, și chiar ironic fiind, fără să te superi, fără din glume. Glumele sunt un fel de esență.
Glumele sunt un fel de poezie a limbajului, cum e poezia pentru literatură. E un element care îmi caut cuvintele. Îmi caut cuvintele, că nici nu vreau să folosesc cuvinte foarte complicate. E un element care ajută la menținerea sistemului imunitar până la urmă. Râsul creează bună dispoziție. Spuneam într-un spectacol că râsul este cel care face masaj organelor interne, că râs cu lacrimi, toate organele interne sunt masate. Păi nu există masior care să facă masaj organelor interne. Nu vine unul să spune, masează ficatul, că te apucă toate durerile. Râsul este cel care e în noi, e în interiorul nostru. În momentul în care noi nu avem educație și nu avem educație nu datorită faptului că noi nu suntem deschiși către educație. Nu. Datorită faptului că suntem puși în categoria ignoranților. Ni se spune că suntem ignoranți și după aceea ni se spune, domnule, dar nu vrei să cumperi ceva? Ba, parcă. Este că te simți cu ceva în mână decât ce ai în cap. Ce ai în cap poți să apuci? Nu. Vezi? Dar ce ai în mână? Înghețată! Mamă, și când vezi că umblă cu limba prin înghețată, zici, au, știi ce? Ține limba la tine că văd că mergi către înghețata mea. Deja ți-am luat o limbă de înghețat. Da, să nu uităm că de pe limbă vin virus și atenție mare, deci cum... Dă o limbă și pe înghețata mea, că după aceea chiar... Să avem grijă cu cine împărțim. Da, da, dar spui, toată familia are virus, dă o limbă și pe înghețata mea. Asta e, să am și eu virus, că după aia mă criticați că n-am avut virus. Și după ce ia virusul, n-are nimic și zice, uite mă, asimptomatic. Râsul este foarte important să-l ai cu tine mereu. Pentru că este ca... E ca un lucru bun pe care l-ai în tine și pe care tu niciodată nu vrei să-i dai credit. După părerea mea, în momentul în care te împrumuți de la banca ta de râs, e fără dobândă. Iar beneficiile sunt foarte mari. Și râs cât este? Râs este suficient. Trebuie doar să-l stârnești. Să-l stârnești. Cum spune omul, m-am stârnit. Dacă te-ai stârnit, înseamnă... Bun, râsul e cel care, fără să știm noi, ne ajută. Ia imaginați-vă că știi că e bun râsul. Și imaginați-vă că râdeți la un moment dat cu mare poftă. Gândindu-te că până atunci te-ai gândit că dacă aș râde, mi-aș face o mare bine. Și uite, te trezești râzând cu mare poftă, fără să te gândești de ce râzi. E o eliberare. Râsul este o descărcare. Este, sunt care spun că, dom'le, spuneau așa, râdem pentru că suntem fericiți. Nu e adevărat. Suntem fericiți pentru că râdem. Asta omul trebuie să înțeleagă. Sunt multe lucruri care le avem în jurul nostru pe care noi nu le folosim, dar ceea ce este noi este cel mai ușor de folosit. Culmea că ceea ce este noi nu ne interesează. Noi nu suntem mineri ai noștri. Nu. Noi nu săpăm în noi. Nu. Noi zicem, săpăm în noi. Zicem, undeva în adâncul meu și stai și îl întreb pe om, cum îți vezi tu adâncul ăsta? Ca un puț, așa cum vii cu găleata și te uiți așa la el. Nu-ți explorezi adâncul și îl vezi că e tăcut. Dar de ce ești tăcut? Am încercat să-l explorez odată. Cum? Cu găleata. Păi și am uitat să-i pun frânghie. Să aduc găleata. Deci, trebuie să și scoți din tine, nu? Poate nu-ți place ce găsești. Ideea este, ca să închei ce ați spus dumneavoastră, într-o notă de bună dispoziție, deschideți ferestrele către râs. Râsul e acolo, deschide, să te inunde, să zică lumea, ăsta râde ca prostul. Cel puțin știi cine ești. Că poate nu știi cine ești. Dacă unul spune râs ca prostul, băi, măcar ca prostul râd. În rest, nu știu dacă îmi place să rămân neapărat lipit de prost. Deci stăteam în sufragerie și m-am gândit la o chestie care nu ne trece prin minte nouă bărbaților în fiecare moment. Ce crezi că mea, pentru că m-am gândit așa. Care e
rostul meu pe lumea asta. Deci asta e o treabă care chiar nu trece prin minte nici în două vieți. Dar eu stăteam în sufragerie pe canapea. Canapea e locul unde ne place nouă bărbaților. Stăm să ne întindem, ne și aerisim că facem baie o dată pe săptămână. Îți dai seama, chiar e bine, știi? Și în față televizor. Noi bărbații avem, ca să ne să clămurim de la început, noi bărbații avem o treabă care ne uităm la canale. Deci noi avem canale de televiziune preferate. Nu emisiuni. Femeile au emisiuni. Dar noi bărbații avem canale. Animal Planet, Science, Discovery, National Geographic. Noi când discutăm unul cu altul, alea-s discuții. Eu mă uit la nevastă, ce ochi face când ne aude pe noi vorbind de praful stelar din jurul lui Jupiter, care este valoarea lui energetică. Ia uite cine știe, aplaudă. Și atunci au aplaudat mai mulți. Și noi știm. Și ea aducea niște nuci din astea, știi, să pună pe masă, că noi eram patru frăieșteni, acolo vorbeam despre situația universului. Și ea zice, aleu, și a lăsat pe masă și a plecat. Să-i placă femeii canale? Nu, emisiuni. Suleiman Magnifico. Doamne, știi ce a înțeles nevastă mea din Suleiman Magnifico? Un singur lucru, că toți bărbații trebuie să aibă părul în același loc. Și eu cu ce-ți de vină dacă eu m-am născut cu păr? Eu am păr! Eu când sunt dezbrăcat de aici, au, năpârlești, nu e năpârleală! Firul de pe mine vrea să cunoască firul din covor, asta e tot! Ce faci, frățicule, că eu de-abia de unde? Am venit de sus, de la... Dar nu ești cam mare? Da, nu-s de pe picioare, din altă. Deci... Din cap, cine e prea cu multe imaginații. Eu am crezut că ea mă alintă când îmi spune animalule! În momentul în care plecăm la serviciu noi bărbații, facem un sacrilegiu cu părul. E un sacrilegiu, îi spun părul meu, iartă-mă. După ce am făcut duș, după ce l-am păcălit, că-l păcălești. Că dacă nu-l păcăleam, mă lăsa mud. Dar l-am șters și el, e pe spate, pe brațe, sub braț, sub peste tot e părul. Sub masă, e al meu. Și face aia, spun, iartă-mă, și iau, pun, mai eu. Mă rog, mai întâi dau cu un spray și face, asta e. Mie îmi place mirosul meu, dar nu la fiecare place dihorul. Asta e, adică știi... Dumneavoastră ați avut momente când a trebuit să mergeți la un spectacol, cum a fost cel de astăzi, și nu ați avut deloc dispoziție. Ați fost foarte trist. Ce ați făcut atunci? Eu am fost trist astăzi? Nu. Ah. Zic așa, ați avut vreun moment... în cariera dumneavoastră, când n-ați avut dispoziție. Întrebarea e foarte... Pentru că dumneavoastră trebuie să îi faci... Trebuie. Sunteți pe scenă să-i faceți pe ceilalți să râdă, dar poate dumneavoastră atunci nu aveți dispoziție să râdeți. Întrebarea e foarte bună. Vă răspund că ați spus mai multe întrebări. Da. Ați spus o întrebare fără da. Să puneți. De exemplu, ați spus că eu îi fac pe cei din față să râdă. Nu, ei râd. Dacă vor să râdă, bine, dacă nu vor să râdă, nu. Eu nu-i fac să râdă. Doctorul te face să râzi. Psihiatru. Te duci la psihiatru, îți dă pastile, îți dă injecții, din astea spray-uri, să vezi cu un râs. Nici nu știi de ce. Nici nu vine să crești, nici nu știi de ce. Nu cred. Am stat de multe și m-am gândit, am auzit aceste teorii care există, că cei care fac comedie sunt oameni triști. Pe din afară, așa se vede. E o impresie. La mine, în interior, e veselie. Trag niște chefuri în mine, mamă, de a doua zi mă trezesc cu ochii roșii. Ci, dacă am petrecut toată noaptea, eu am crezut că dorm. După părerea mea, fiecare om trebuie să caute un echilibru al lui interior, din care poate să obțină autocontrol. Dacă reușești să-ți găsești echilibrul interior și să ajungi la autocontrol, viața nu mai e așa de plină de probleme și de neprevăzut, pentru că o accepți. În momentul în care accepți, nu mai judeci.
Adică în sensul că nu mai judeci. Nu judeci fiecare bucățică în parte. Nu cred că am... Poate fața a fost de trist. Acum, știți cum e. Nu pot să ascund tot, dar în momentul în care să vă uitați cu atenție la oameni care se gândesc profund la ceva, să vedeți că par îngândurați, dar undeva zici că sunt triști. Dar de ce ești trist? Și zice, mă gândesc la ceva. Unde te gândești? Se duce iarăși în adâncul lui și vede găleata care a căzut în puț. Și zice, ia uite unde era găleata dacă aveam. Ideea este că nu aș recomanda nimănui să-și încurajeze partea de tristețe. Chiar și spectacolul l-am încheiat cu, dacă aveți o oglindă în casă, duceți-vă și uitați-vă la oglindă și râdeți. Și după aceea plecați de acolo și o să vă întoarceți să vă uitați să vedeți cine a râs. Da, pentru că noi suntem uluiți de... Dar atenție, eu asta fac. Eu asta fac în casă. Mă duc pe... Când am câte o oglindă, trec prin fața oglinzii și râd. Și adică, na, și după aia am o stare de bună dispoziție. Permanentă, cum ar veni. Și contează foarte mult bună dispoziție. Nu știu de ce am pus și, peste că se leagă cu ceva ce vreau să spun peste 4 ore, contează foarte mult bună dispoziție, pentru că, din nou, dacă ești relaxat, dacă ai control față de tine însuți, poți să te... poți să vezi lucrurile altfel. În agitație nu vezi. Când ești calm, vezi. Ați văzut în filme, ei încearcă să facă imagini prin care secvențiale. Și să uită. Și să uită el la el. Și să vede. Și poate să schimbe ceva aici. Dar culmea că timpul merge normal. Pentru el, care e calm, e liniștit, vede altfel timpul. Poate să se introducă în fiecare bucățică de timp. Ideea nu este că să-ți mărești timpul, zice un om care e un om stăpânit, a spus durul la televizor. A zis că în momentul în care lărgești timpul și în momentul ăla îți dai seama, un băiat deștept poate să aibă 6 ore, 29. Așa că hai să fim serioși. Sunt oameni care trăiesc în câteva zile, luni. Adică fără să îmbătrânească și fără și... Da, cred că există o extensie a vieții. În momentul în care ai grijă de tine să nu mai fii trist, ai grijă de tine să fii vesel, există o extensie a vieții în sensul că nu-ți mai chinui viața. Dându-ți seama despre ce este vorba, nu te mai chinui. Nu te mai chinui, trăiești mai relaxat. Trăiești mai relaxat, nu se mai vede pe fața ta că ai îmbătrânit. Că poate bătrânețea e undeva în tine și o scoate, sunt niște mâini în interiorul tău care tot scot gunoiul și scot și cearcăne, scot și mat și mat și să fii încrâncenat și zici, uleu, ce e aia? Parcă n-aveai cearcăneri. Nu s-a întâmplat asta? Vai, de unde-s cearcănele alea? Pumni dinăuntru, un ping. Ai scos cearcăne, i-am scos. Aștia de unde-s? Din ficat. Nu știu ce, de cum e aia. Trebuie să fii mereu activ tu cu tine. Dacă îți place să gândești, ia gândește pentru tine. Dacă îți place să trăiești, ia trăiește pentru tine. Dacă îți place să comentezi, ia comentează pentru tine. Poate găsești ceva în comentariul ăla care să fie bun. Acum nu te-ai pus pe stradă să vorbești cu unul care poate să fie supărat. Ăla chiar n-ai ce să faci. Nu știi ce reacție să aibă. Ăla nu vrea să râdă. Mergi după el, vezi cât e de supărat. Și râzi de supărarea lui. Mă rog, e ură să râzi de supărarea lui. Dar, de fapt, nu știi ce fel de supărat e ăla. Poate ăla e supărat din cauza că tu râzi. Și atunci, bine, să râzi de supărarea lui. Nu în spatele lui. Dumneavoastră, aveți vreun regret? Un regret în viața dumneavoastră, în carieră? Răspunsul e din cealaltă întrebare. Dacă îți faci așa o balanță în tine, după părerea mea, n-ai ce regret să ai, că avem o glumă odată, am spus un spectacol acum 2 zile, cineva tot spune, Doamne, dar eu viața asta nu am avut noroc, n-am trăit o viață aiurea, Doamne, eu
Dacă aveam altă viață, trăiam altfel. Doamne, eu sunt chinuit, eu am avut viața asta care nu mă reprezintă, nu-i viața mea. Și la un moment dat, tot văitându-se, aude o voce. Măi, te-am auzit. Chiar nu-ți place viața ta? Nu. Fii atent. În camera cealaltă, pe masă, e o cutie în care sunt mai multe plicuri. În fiecare plic e câte o viață. Alegeți tu o viață și pe aia s-o trăiești. Hai! Vezi? S-a făcut hatărul ăsta. Omul se duce în cealaltă cameră, vede plicurile mele și zice, uau, dar să aleg acum o viață ca să... E viața mea, e viața... Viața mea, ce plic să aleg? Să le număr, să le... Nu. Și ce fac? Închid ochii și trag un plic, cu ochii închiși. Asta e! O simt! Ce viață mișto! Asta e! Și trage plicul. Și se aude. Zice, de ce râzi, Doamne? Ți-ai tras viața ta, măi! Viața ta e în plicul ăla! Ceea ce înseamnă că... De ce să ai regrete? Că ai viața. Deci tu ai regrete pe ce trăiești tu? Adică după ce că trăiești mic puțin și mai ești supărat și faci cu ce moacă ai? Mai ai și regrete? Tu în loc să fii fericit, dacă, de exemplu, ești prost, bucură-te! Sunt prost, am aflat! Stai seama să fii prost până la capăt și să nu știi, să spună pe lumea cealaltă, Doamne, a venit prostul. Și tu să spui de mine, e vorba, ai, las-mă, am crezut în spatele meu. Am un poster, pot să-l pun în față. Cred că omul poate să nu aibă regrete. Pentru că viața, așa e ea. Ce poți să schimbi? Trebuie să o luăm așa cum e. Sigur că da. Ce poți să schimbi? Să am regrete că ce a fost, a fost. Să nu mai fac prostii. Asta da. Și dacă iar fac prostii, asta e situația. Dacă la unii uitarea e mult mai mare decât memoria. Și ei zbun. Am făcut eu așa ceva? Da. Nu cred. Ăla e un om fericit. Ați călătorit în metrou? Doamne, ce plăcere e! Să te aranjezi de acasă, te aranjezi, te parfumezi, te speli, ca să ce? Să strici aerul în metrou, că ei săraci stau așa acolo, că de 3 zile! Nici n-ai curat să doar treci pe lângă el. E un serial, Walking Dead, măi, așa trec ăștia. Metrou e un vagon de zombi, ia uite, băi, au ei un miros. Dar ăștia suntem noi bărbații, până la urmă, adică cum recunoști un bărbat? Foi, ăla e bărbat. Vine ea. Aia e altceva. Deci ăștia suntem noi bărbați. Deci, după ce am pun, prima dată pun mai eu, peste păr, îi spun, iartă-mă, te spui la serviciu. După aceea pun cămașa, după aceea pun cravata, după aceea pun sacou. Stai seama cât chin e pe părul ăla. 8 ore. Stă săracul. Strâns, îngândurat acolo. Ajung acasă. Când ajung acasă, repede, scot sacou, scot cravata, scot cămașa. Când am scos, mai eu face părul. A crezut că ea se bucură, a venit flocoșenie acasă. Asta este ideea, știi? Dacă ar fi să-i spuneți ceva lui Dor Octavian Dumitru de acum 50 de ani, ce i-ați spune? Să-mi baie, nu știu ce face, să plopește cu apă, că simt, ce l-ați sfătui? Apă în urechi. Complicat, că m-am tot gândit în viața mea ce m-aș sfătui. În primul rând, știu exact că nu pot să schimb nimic din viața mea. Și atunci ce sfat să-i dau? Dacă eu nu pot să... Vă dați seama, dacă eu l-aș găsi pe Doru, da? Se spune că aș putea să vorbesc cu el. Și aș da niște sfaturi. Asta mai rău al cărca străchin. După aceea îl spune, mai bine nu vorbeam cu tine, lasă-mă în pace, că mă încurci. Apucă cu cârpa.
cratița de pe foc cu cârpa. Care cârpă? Care cârpă? Cârpa aia de acolo. Nu mai fi nervos. Ia cârpa. Iei cârpa, iei cratița și pe aceea spui aaa! Și dai drumul la cratiță și ăla zice, păi n-ai luat cârpa? Am luat cârpa, dar era udă. Cârpa udă, imediat transmite agentul termic. M-am frig la mână de la o cârpă umedă. Cine? Ale cui au fost ideile astea? Ale lui Doru. Și când te întorci, Doru nu mai e acolo. Unde ești? Am puțină treabă, sunt la WC-ul. Nu intra. În încheiere aș vrea să vă întreb ce părere... Dar Octavian unde e? Tot aici cu mine. El e în cadă. În încheiere aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre valul de stand-up comedians care a venit acum în ultimii ani. Despre valuri nu poți să ai decât părere bună. Singura problemă este să n-aducă minile la man. Aia e problema. E o nouă formă de comedie care nu e deosebită foarte tare față de comedia care s-a practicat. E îmbrăcată în alte haine. Comedia este mereu nouă și mereu aceeași. Dacă v-aș spune niște glume care au fost scrise acum, există o glumă din anul 800 pe care o spunea un profesor universitar în anul 800 și o să râdeți acum exact ca, așa cum s-a râs în anul 800. Ei au niște lucruri de spus. Acum fiecare e cu ideile lui. Undeva în interiorul meu eu nu sunt complet, cum să vă spun, nu că sunt împotrivă, complet împotrivă, nu sunt complet de acord să transmiți mesaje la oameni care sunt chinuiți cu știri, care sunt spălați în fiecare zi, de aia creierașul și se spală. Știți ce se întâmplă? Nu luați ideea asta cu spălat pe creier. I-a spălat creierul. Doamne, nu o luați chiar așa. Poate nu vi-l spală cu apă curată. V-ați gândit vreodată? Aveți senzația că îl bagă la robinet? Poate îl spală cu lături, că și lăturile sunt purg. Asta, lăturile, mă pun pe gânduri. După părerea mea, comedia trebuie făcută cu cap. Pentru că se adresează omului și omul are inteligență, are motivație, râde datorită a ceva. Șoarece râde, ok, calul râde, depinde unde îl gâdili. Omul, dacă începe să râdă din prostii, începe să vorbească prostii, noi am început să vorbim fără să ne dăm seama. Avem cuvinte pe care le folosim în limbajul de televiziune, de reclamă. O ardem pe comedie. Asta, după părerea mea, ar fi trebuit lăsat în zona aia unde, de exemplu, nu de mult, oamenii mai aveau și un limbaj academic. Acum limbajul academic a cam dispărut. E un limbaj, adică mai degrabă îl promovez pe și dacă eu mă scarpin pi, 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 pi. Ce înseamnă? Vezi asta astăzi, vezi asta mâine, vezi asta apoi mâine. Și se formează exact ceea ce nu-i nevoie. Ce? Un trend. Păi dacă îi spui și trend, mamă, deci e clar că e ceva mișto. Nu. După părerea mea, un om care este îmbrăcat curat, arată mai frumos, și dacă e sănătos și vesel, arată mai frumos decât unul care e îmbrăcat cu tot ce-i de marcă pe el. Unul care e îmbrăcat numai cu firmă, mă uit. Șapcă, mă uit. Lanțuri, mă uit. Tricou, mă uit. Pantaloni, mă uit. Sneakers, unde e el? a ieșit manichinul din magazin. Comedia are și ea părțile ei. După părerea mea, o societate care cu cât sunt mai mulți comedieni într-o societate, cu atât societatea e mai bogată. Deci, practic,
societatea e mai bogată că sunt mai mulți comici. O să observați la cei care au început comedia, într-un fel, o să-i observați în timp cum să liniștesc și o să spuneți, dar cum așa? Știți, e bine când sari în piscină, înainte să arăți tu cum sar pe trambulină și să toată lumea de acolo care stă așa, oh, zici, îi rup, uite ce uimiți sunt, au senzația că nu pot să sar, mă, fac 6 flicuri, bă, prostovanilor! Și zice unul din spate, te-ai uitat pe bazin? Poate ar fi fost bine să uite mai întâi în bazin, că nu-i apă. Astea sunt. Mă rog, ideea este mergem înainte. Mergem înainte cu comedie. De toate felurile. Cu cât sunt mai mulți comici, nu uitați. Cu atât e mai interesant. Viața e mai interesantă, avem mai multe subiecte de râs. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația mea. O să încheiem aici, că deja este cam târziu. Abia aștept să ne revedem din nou la Arad cu un peste nou oră, spectacol. Da. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea încă o dată. Eu vă mulțumesc mult. Ați fost foarte drăguți și de astea care vă uitați, nu uitați. Zâmbiți. Nu puteți să râdeți. Zâmbiți. Nu zâmbiți, băgați-vă un creion cu totul în gură, să vedeți, creierul zâmbește, pentru că primește comanda. Dacă pregătești buzele așa, deja creierul zice, râdem, râdem. Și încep să dai din urechi. Și apare hipopotamul. Hipopotamiți-vă, adică râdeți. Ați văzut ce gură mare are hipopotamul? Acolo râs. O seară bună. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și astăzi. Să ne revedem cu bine săptămâna următoare.